Alo, bună ziua, mii de scuze. Eu vă deranjez în legătură cu întârzierea. Da, spuneți? Păi eu am întârziat la o întâlnire foarte importantă legată de angajarea mea la o firmă. Așa, foarte bine că ați apelat la serviciile noastre. Noi lucrăm 24 din 24 de ore și ajutăm pe clienții irresponsabili și nepunctuali să găsească motive bine întemeiate pentru a motiva orice tip de întârziere. Păi da, știu asta, nu trebuie să-mi explicați. Mai bine ajutați-mă. Sigur că vă ajutăm, cum să nu vă ajutăm? Spuneți-mi, vă rog, câte minute sau câte ore ați întârziat? Păi, problema e, vedeți, noastre, am întârziat o lună. Da, este foarte grav, dar să vedem ce putem face pentru dumneavoastră. Ați avut o întâlnire importantă? Da, foarte, foarte importantă, cu un director. Așa, da, și directorul a specificat să veniți la timp pentru interviu sau ce urma să vorbiți acolo? Da, el m-a rugat să nu întârzii niciun minut dacă vreau locul de muncă. Este un director foarte serios și ocupat. Am ajuns foarte greu la el, prin tot soiul de relații. Da, înțeleg. În situația dumneavoastră, domnule, există numai o singură modalitate de a repara întârzierea. Sunați-l mâine dimineață pe director și spuneți-i că n-ați reușit să ajungeți deoarece ați murit. Poftim? Spuneți-i că ați murit. Glumiți? Cum adică să-i spun așa ceva? Foarte simplu, domnule, și nu mă mai bateți la cap atâta. Numai morții întârzie câte o lună la întâlniri importante. La revedere!